Care este situația? Nu știți? Se mai numără voturi în București, în special la sectorul 1. Că de 3 zile încoace urna nu mai place, votul îmi displace. Căci Clotilde a descoperit că votul ei ia că am fost ciordit. Ai extraordinar, mă. Nu pot ei număra voturile la un sector. Nu pot să cadă de acord că ăsta e procesul verbal. Ăștia m-au votat, asta e situația. Nu pot! Păi până numără ăștia voturile în București, în Cluj-Napoca, s-a mai construit încă o stație de metrou. Că noi nu stăm pe loc. L-am ales pe domnul Boc și mergem înainte. Știți că pentru a merge cu autobuzul în Cluj-Napoca gratis, este un automat într-o stație. Ai făcut acolo 20 de genuflexiuni, pac, ai primit gratis un bilet. Dacă faci și metenii și te și închini, apare și o gură de metrou. Să știți că așa merge. Nu că a ieșit până la urmă doamna Clotilde Armand, felicitări, primăriță la sectorul 1. Clotilde Armand, săraca bahmuțeanca, ea nici nu știe cât s-au votat. Au zis că nici nu o interesează, că sub 0% sau sub 0,1%. Nu o interesează, ea a făcut campanie corectă, a agitat apele cu aia, cu domnișoara Sparanghel, că face parte doamna Bahmuțeanu din Partidul Verzilor. Ce asociere, oamenii de televiziune, ia cu neam Florin Călinescu. Bravo lor să trăiască și să rămână mereu verzi. Da, avem primari străini, un neamț la Timișoara, o franțu zoaică la sectorul 1 și pe cineva din Răchițele, în Cluj-Napoca. Ha, nu este rău. Tirghi Mirghi, Târg Mureșeni au ales unul de al lor, pe Șoșca Jolt, Șoșca, adică Măcriș. Așa o să fie gustul mandatului 4 ani. Zoltan, Șoșca. 6 copii și e arheolog. Vă dați seama că acum 4 ani de mandat mai bagă 6 copii și mai descoperă ceva în Târgu Mureș. Mai sapă în Târgu Mureș și mai scoate la iveală încă un oraș mult mai frumos și mult mai vechi, cam de 1000 de ani. Da, bravo lui! Nicușor Dan, nici el nu stă. Ieri a chemat pe șeful de la Elcen, ăla cu distribuția căldurii, și a pus omul harta Bucureștiului pe birou. S-a uitat Nicușor Dan Cabroasca la sudură, că el are privirea aia de matematician, s-a uitat acolo pe hartă și a zis că-i bai. Cu toate soluțiile minune, cu toate promisiunile din campanie, se pare că bucureștenii vor mai dârdâi o leacă și în iarna asta. Că nu se poate. Atâtea mii și milioane de gigacalorii să pierd pe traseu încât nu știu ce o să facă, lui nu-i frig. Nu-i frig pentru că el dansează, se încălzește prin dans. Nicușor Dans, Nicușor Dan, Nicușor Dan, Nicu. Mă, ăsta de la capitală. O zis nevastă-sa că așa au cucerit-o, prin dans. Bă, dacă și ăla știe dansa, înseamnă că și eu știu să fac umor. Uite-te la el, îl vezi dansând merengue, salsa, bachata, vals, kizomba, ha? Da, se pare că merge și au și o fetiță. Nicușor Dan cu soția lui au procreat o fetiță, bravo lor, o cheamă Ahea. Băi, pui nume Nicolae, Ion, Gheorghe, hai să mai punem și un Darius, hai să mai punem și o Amalia și eu, da. Bă, da, de aici și până la Ahea, dar e totuși un lucru bun că i-au pus nume Ahea. Gândiți-vă când te duci în parc și strigi, Ștefan, 3 părinți se întorc, da, care e a meu, unde-i? Ai strigat Ahea, aia e și trăiește modest. Adică stă în chirie în București. Nicușor Dan plătește 550 de euro pe lună. 550 de euro pe lună, cam atâta de doamna Firea în voluntari pe cafea. În casa Dita, mai casa submarin din voluntari, cam atâta dă ea pe cafea. A și zis doamna Firea, s-a redresat un pic, s-a regrupat și a zis că nu voi lupta în continuare pentru București, dar din Parlament. Așa că atenție, răul urmează să mai fie făcut. Dacă rămâne doamna din Bacău la butoane cumva pe acolo. Da. Artiștii au candidat și ei. Unii cu succes, alții fără. Două exemple aici. Claudiu Bleonț a candidat la primăria din Beliș. Beliș, județul Cluj, a luat 154 de voturi din partea PNL-ului, bineînțeles, a fost el candidat, n-a ieșit primar. Au zis și ăștia, bă, ai cam belit-o. Acum când te duci în Beliș, ăia care belesc copaci, te pui tu ca actor cu băștinașii, chiar dacă primarul care a ieșit are dosar penal, nu contează. Ai belit-o, ai belit-o, în fine. Vestea bună e că din Iancu Sălăjanu a ieșit șef de Consiliul Județean în Sălaj. Dintr-un mărșăi, dintr-o pară, era cina într-o sară. Pe unde mă duce valul, mă cheamă la el politica. Da, asta e.
politica merge și la artiști. Mult mai bine reprezentată este zona sportului. La ultimele alegeri chiar au făcut niște chestii bune. Ei, dacă în Deveselu a fost votat un mort, gălățienii au votat chiar moartea. Deci în Deveselu a fost votat un mort, un primar mort, cei din Galați au votat moartea. O moarte din Carpate. Da, Moroșanu, consilier județean. Primul lucru, sală de box. Șefule, să trăiești, măcar să o faci și să o folosească lumea. Gobi Sovo a ieșit în Ilfov, tot consilier județean. Dacă reușește să pună treaba să meargă acolo, reușește. Dacă nu-i pune la ăștia la fugă, un demi-semi-maraton ușor, așa, o mișcare de fond, o alergare. Doamne, Mitica Dragomir, doamne, ăsta prea prismul, prea piticul, prea piticul de la fosta ligă, a ieșit și el consilier general la municipiu, alături de Elisabeta Lipă, de Cornel Dinu. Pancu s-o retras, că și-o dat și el seara. Da, doamne, Mitica are boală pe corupt și o să facă treabă bună, să fie el și mai corupt. Iar în comuna Apold a ieșit Gabi Bureșan, primar, fost jucător la CFR Cluj. Acum, dacă de la Joale la opoziția din Consiliul Local, nu-i văd bine pe ea, că ăsta chiar știa o treabă. Ei, uite că trecură vreo 3 zile de la alegeri și s-au închis urnele, dar s-au închis și restaurantele în Hunedoara, vreo 12, s-au închis pe bază de guvid. În Iași se zice că de lunea viitoare din 5 se vor închide toate. Dita Mai, Colegiul Național din centrul Clujului, s-a închis și el. Au mai mult de 5 cazuri la elevi, s-a închis și trec la online. Aceasta e întrebarea săptămânii. Vom trece sau nu vom trece iarăși la lockdown? Vom ajunge iară ca în aprilie-mai, cu capul la cutie? Se vine aici să zic iară la ușă, balada lui Ștefan cel Mare să mă deschidă soacră, că nu mă recunoștea, așa eram de camuflat. Eu sunt mamă soacră, ginere dorit, eu și de la shopping mă întorc rănit, că drojdie, țineți minte, nu am mai găsit, iar soacră mea să-mi răspundă în dialectul ei, precum muma lui Ștefan cel Mare. De ești tu aceea, nu-ți sunt soacrul eu, spuseam lui fii mea că ești de răbedeu. Du-te la shopping să fac cocătura, că fără drojdie ai să-ți mănânci, da? Facem sau nu facem lockdown? Ne bagă sau nu ne bagă ăștia? Că domnul Nelu Tătaru, domnul Nelu Tătaru, domnul Cușuviță, domnul Nelu Tătaru, care a votat de 12 ani tot în același în Hușa, și bine, a fost domnul, că n-a mai zis de Cocoșe, n-a mai zis de Valul, n-a mai zis nimic. Domnul Nelu Tătaru a zis că totuși se pot organiza alegeri în acest an, se pot organiza alegerile parlamentare, că asta e arde pe ei la ștampilă, alegerile parlamentare. Alegeri fără comuniști și fără dictatură și nu vă temeți de golan fără coloratură. Nu știu. Trebuia să hotărască guvernul Orban să pună alegerile parlamentare pe 6 decembrie. Să am și un mic cadou de Sfântul Nicolae. Să pună alegerile, să continue dominarea galbenă în România. Dar CCR-ul a zis că hotărăște asta Parlamentul. Și Parlamentul este la mâna lui, la mâna ciolacului. Țica, țica, da, pa. Așa că nu știm dacă nu vom avea alegerea anul ăsta la Parlament, de Parlament, poate vom avea un pic de lacăt pus. Dacă se fac alegeri în decembrie, sigur, zic eu, că o să avem ceva restricții mai dure. Dar să ne bucurăm, astăzi este ziua națională a Botswanei. Și când i-am văzut banana, măi, dorule, măi, m-a trimis mama în Botswana, hai, dorule, hai, în Botswana, care are moneda aceea pe care o știm, bancnota aia numită, ziceți voi, că nu zic eu, să nu fiu gigel. Cam așa a ajuns și leul nostru, ca moneda din Botswana, că iar o crescut euro. Ca să luăm acum euro, trebuie să vindem un raf de zacuscă pentru o bancnotă de 10 euro. Dar noi să fim sănătoși, noi să fim fericiți. Am apucat ziua de miercuri, ultima zi a lunii septembrie, și de mâine trecem în Brumărel. După aia în Brumar și după aia în loc, Doamne și ferește. Ne auzim mâine, 1 octombrie.
În prima zi a lui Brumarel, ce să mai zic și eu, din sfârșit de septembrie, vă dau un salut călduros, o săptămână bună în continuare și să ne gândim la ce va fi să fie.